Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la primul episod din noua noastră serie România Roleplay. Ei bine jupânilor, înainte de toate, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare subscribe, pentru că mai avem foarte puțin până să ne strângem peste 20.000 de jupâni pe acest minunat canal YouTube și bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici în stânga jos, pentru că acolo în a doua postare găsiți în descrierea ei linkurile cu absolut toate modurile din seriile noastre de roleplay, așa că haideți acolo cu un mare follow, doar trebuie să le copiați, bineînțeles, linkurile și să le băgați pe browserul vostru și bum, aveți toate modurile pe care le vedeți în seriile noastre de roleplay. Așa că haideți cu un mare follow și bineînțeles, noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem într-o fermă și mai exact suntem în ferma pe care am reușit eu să o construiesc de-a lungul la 12 ani de muncă, prin afară și nu numai, și prin țară și peste tot. Am avut la viața mea multe locuri de muncă, de la gunoier până la zograv și până la șofer de tir. Deci multe, multe locuri de muncă am avut, chiar și magazionier, chiar și multe altele. Deci nu vă zic că în 12 ani, vă dați seama, am acumulat foarte, foarte multă experiență și am făcut și câțiva bănișori pentru a construi și pentru a ridica și eu aici, în satul în care am crescut, în satul meu natal, o mică fermă, un vis pe care până la urmă a devenit realitate și chiar sunt foarte, foarte mândru. Am reușit să-mi iau două utilaje, două tractoare, mai exact românești, și o combină, bineînțeles, și câteva utilaje pe lângă, bineînțeles. Câteva terenuri, câteva hectare pe aici, prin apropiere, și până la urmă mi-am făcut ferma. Ferma visată, să zic așa, cu un buget, pot să zic, destul de măricel, dar în același timp nici foarte, foarte mare, pentru că la 50.000 de euro pe care i-am avut pentru ferma asta, mi-am cumpărat chiar destul de multe, ia uitați, și un bunker, bine, bunker nu a costat cine știe ce, dar utilajele au costat cel mai mult și terenurile, bineînțeles, pentru că am cumpărat și 20 de hectare pentru a avea ce lucra, bineînțeles. Acum sunt de pe terenul, bineînțeles, al lui, bine, bunicilor mei, pentru că bunicii mei mi-au lăsat moștenire terenul ăsta și o casă bătrânească, care din păcate ei nu mai sunt printre noi, dar casa bătrânească până la urmă am reușit să o renovez, bineînțeles, cu niște bănișori acolo, a fost o casă de aia bătrânească cu două camere și un chiler, dar am renovat-o chiar eu și cu încă doi constructori. Bine, eu fiind amator, dar totuși am zis tot cât de cât. Am făcut-o, am ridicat-o mai mult, am făcut și un beci, am mai făcut și un pod, o mansardă, o mică mansardă, pot să zic. Și chiar sunt mândru de asta, că am reușit să mai fac și eu câte ceva pe aici, prin curtea bătrânească, să zic așa. Haideți să începem cu prezentarea casei, zic eu, în primul rând. Ia să deschidem ușa și să vedem casa mai întâi. Cam ăsta e holul de la intrare, deci nu e mare lucru. Ia să intrăm, hop, deschidem și noi ușa. Atât. Cam ăsta e, na, celălalt hol. Aici avem, stați așa un pic, haideți să deschidem și ușa asta. Aici avem o sufragerie. Bine, cam aici dorm eu, să vă zic așa, că n-am un dormitor anume. Nu m-am axat asta, m-am axat să fie casa cât de cât în regulă și să fie cât de cât întreținută. Aici, bineînțeles, din câte puteți vedea, avem bucătărie destul de spațioasă, pot să zic. Chiar spațioasă. Și mai avem, bineînțeles, și o baie. O să vă prezint imediat, ia să tragem ușa. Ia, uitați, cam aici este baia. Destul de mare și ea. Și da, eu am vrut doar să arate bine, nu neapărat un dormitor sau ceva, pentru că nici... Nici n-am mai zis să mă extind atâta, pentru că am avut un buget destul de redus pentru a renova casa. Am vrut doar să o pun așa pe temelii mai bune. Hop. Pe temelii mai bune, ca să arate, hai mai, ca să arate mult mai bine față de cum era, pentru că era o casă bătrânească și vă dați seama. Am centrală pe lemne, așa că am nevoie iarna de lemne pentru foc. Cam așa arată casa, mai am un pod acolo, destul de încăpător, și o mansardă, pod, na, nu știu cum să-i zic. Dar chiar sunt mândru de casa pe care am renovat-o. Și da, acum să vă prezint, bineînțeles, utilajele, pentru că și asta e cel mai important, să vă zic. Avem aici un
tractor românesc, un Universal 650M, foarte, foarte fain, interesant, frumos, arată bine de tot. Și da, l-am cumpărat, bineînțeles, cam o dată pe toate. Nu chiar o dată, dar cam în aceeași perioadă, să vă zic. Aici avem în partea dreaptă un UTB 445 DTC. Foarte interesant și ăsta, pentru că e pe culoare albastră. L-am găsit mai rar, am văzut UTB-uri albastre, cu un disc românesc în spate și aici o semănătoare de porumb SPC6. Aici avem în spate o combină rusească, o combină mare rusească, destul de puternică, pot să zic, cu un header de porumb și nu numai. Ia să vă arăt aici în spate ce avem și mai și. Avem un header de păioase mare, mare, mare de tot pentru combină și, bineînțeles, o remorcuță care, na, e destul de mare, pot să zic. Acum, da, haideți să vă prezint și mașinile, pentru că am și două mașini, două, bine, nu sunt supercaruri, pentru că vă dați seama, n-am eu bani, cine știe ce. A, aici mai avem un plug și, bineînțeles, o remorcă din scândură. Deci un plug cu 3 trupițe pentru UTB și o remorcă din scândură pentru cărea diverse, cereale, lemne sau ce vrei să car cu ea, poți, care acolo poți băga fără probleme. Acum, da, haideți să vă arăt și mașinile, pentru că v-am zis că am mașini. Am două mai exact, aici e garajul lor, chiar în fața curții. Ia să vi le prezint. Deschidem prima poartă, avem aici un Papuk, Dacia Papuk, foarte, foarte faină, 1.9 diesel, 4x4, tot ce vrei pe asta, e bună de terenuri. Am luat-o pentru că chiar am avut nevoie de ea și o să am nevoie de ea pentru terenuri accidentate, pentru terenuri agricole, mai car ceva în benă și na, aici chiar încape un butoi bine pus. Iar în dreapta avem un Mercedes, poate vă mirați, băi, dar ce-i cu tine, ce fermier ești tu așa, fără bani, dar ai Mercedes. Ei bine, să zic așa, sunt amărât, dar o duc bine, pentru că avem aici un Mercedes chiar foarte, foarte interesant. E vechi, într-adevăr e vechi, dar să știți că consumă extraordinar de mult, cel puțin mie așa mi se pare, ia la consum, ia stați un pic, să facem o schemă, închidem porțile aici și le deschidem pe astea alte. Hai mă, nu vor să fie deschise, astea sunt blocate, bănuiesc. Nu știu ce au de sunt blocate, ia să ieșim noi prin partea asta și să-l deschidem pe din afară. Așa, hai că vin afară, văd că merg. Și da, este un Mercedes destul de vechi, dar l-am luat când lucram, știu că ca șofer pe tir, acolo am câștigat, cred că cel mai bine. Ia să ne suim și în el și să vi-l prezint la interior. Cam așa arată, avem bineînțeles manetă automată, schimbător automat, pardon, scaune din piele, tot ce vrei și cam așa arată, da, e vechi, dar să știți că încă merge. Ia să o pornim, ia că a pornit la sfert de cheie și să o scoatem din garaj, bineînțeles. Scoatem din garaj pentru că o să dăm o tură prin sat pe aici, să vedem, ia ușor, 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 să o luăm pe aici, să o lăsăm cumva. Da, e o mașină destul de veche, modelul ei e un W124, deci cam ăsta e modelul ei, dacă nu greșesc. Și da, e o mașină destul de veche, dar și consumă, să vă zic sincer, și motorină, și ulei, și de toate consumă. E scumpă la întreținere, dacă se strică ceva, cam nasol să o repari. Și na, nu știu, eu aș mai ține eu, dar mănâncă mulți bani, să vă zic sincer. Nu o scot eu foarte, foarte, foarte des, dar mănâncă bani mulți, mulți. Dar haideți totuși să-i dăm o tură, dacă tot avem un Merțan. Și bineînțeles o remorcă, ia uitați, pentru Papuk, pentru a căra diverse. Acum haideți să-i dăm o tură, să vă arăt și satul, bineînțeles. Pe unde, cam pe unde o să-mi... o să lucrez eu, bineînțeles, prin sat pe aici. Aici avem în primul rând o biserică. Mai în față, pe dreapta, este școala. Ia uitați, aici este școala, iar aici primăria. Toate sunt într-un fel în aceeași curte, dar sunt separate. Pentru că în dreapta, imediat, ia uitați, avem secția de poliție și... dispensarul. Ia uitați, acolo e mașina de poliție, domnul portar,
și dispensarul, bineînțeles, sunt în aceeași clădire. Acum aia să-i dăm tot în față, să vă prezint satul așa. Sunt câteva case pe stânga și pe dreapta și cam o să se termine satul în curând. Deci este foarte, foarte fain satul ăsta pentru că oamenii sunt liniștiți, fiecare gospodar la casa lui. Ei, mai sunt, mai este ca pe care sat, bineînțeles, și un bețiv pe colo-colo care nu prea îi place munca, dar să știți că, na, fiecare acum. Eu, mie îmi place în sat aici și aici vreau să-mi desfășor eu activitatea cu ferma. Ia să ne întoarcem noi pe aici și să vă prezint și partea cealaltă a satului, pentru că avem și, să vă zic mai clar, o uliță, unde mai sunt și pe acolo case și unde stă și chiar și primarul. Pentru că, bineînțeles, avem și un primar, avem și viceprimar, bine, în orice comună până la urmă, fiecare sat și fiecare comună, de fapt, are un primar sau tot așa, mai departe, o secție de poliție, eu cred că are fiecare comună, bănuiesc. Ia uitați, sunt patrioți băieții de la conducere, au steagul României, chiar două au. Și haideți să mergem direct la în partea cealaltă a satului. Pe stânga în față este un magazin de piese auto și de închiriere auto, bineînțeles. Deci, da, cam acolo este magazinul de închiriere auto. Da, dacă îți pic o piesă la tractor, poți să vii repede aici și să le zici băieților, uite, uite ce s-a întâmplat și băieții, fac țac, ți-au dat și piesa respectivă. Ia să-i dăm și o viteză un pic așa cu merțanul nostru, zic, am prins 140, băieți nebuni, nu i-am mai dat cu merțanul 140 de mult, să vă zic sincer, de mult nu i-am mai dat cu merțanul, 150 aproape, dar nu-i dau eu mai tare, că cine știe, e merțan vechi. Aici deja avem o mică pădure, bine, o pădure destul de mare, pot să zic că e întinsă de aici până, o să vedeți imediat cam până unde e întinsă. Avem și un profi pe la noi în comun, avem o grămadă de lucruri interesante. Așa că dacă vreți să vedeți mai multe episoade din seria asta, din seria nouă, nu uitați să-l apreciați acolo cu un mare like pentru a vedea susținerea din partea voastră și, bineînțeles, un subscribe pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Acum haideți să vă arăt, pentru că imediat la stânga trebuie să facem, ia să o lăsăm ușurel, ia să dăm un semnal și să o luăm noi pe la stânga acum. Ia, hai, am luat-o pe la stânga și pe aici trebuie să mergem. E un drum mai forestier, mai de țară. Bine, nu chiar forestier, dar totuși e prin pădure. Din stânga mai... Prin stânga pe aici mai sunt porci mișterezi, de aia am pus și gard. Da, bine, nu știu cu cât ajută gardul ăsta să nu mai vină porci mișterezi pe aici, dar totuși au pus destul de mult gard. Și da, aproape mai avem, puțin mai avem de fapt și ajungem în sat aici. Bine, în partea, în bucata cealaltă a satului, că satul, comuna noastră e formată din două bucăți de sate. În față stă domn primar, să nu uit să vă arăt, cam aici stă domn primar, dar bineînțeles și a făcut după bunul plac curtea, pentru că na, la cât a luat din primărie, îmi dau și eu seama că și-a pus să-și facă dita mai vila și ia uitați, în fața porții el se respectă, are de toate pe aici, dar na, ia să îi dau mai în față ca să nu mă suspecteze că cine știe ce fac eu pe aici prin fața porții lui. Da, pe aici mai sunt câteva case, bineînțeles, la fiecare, acum pe aici au mai avut loc oamenii de a-și face case, ia să o luăm noi mai în față și să ne întoarcem pe aici, aici este o mică fabrică, ia să dăm noi în marșalieră 8, să nu ne zgâriem merțanul că e scump la tablă, e foarte, foarte scump. Și chiar dacă e vechi, piesele sunt scumpe încă, pentru că, na, așa e Mercedes. Acum haideți să o luăm la stânga și să vă prezint, aici tot la fel, niște case pe stânga, pe dreapta. Ia uitați, ia, fiecare cum s-a așezat pe aici, uite, un nene care stă acolo. Și, da, cam asta este partea cealaltă a satului. Ia uitați, aici stă, știu, un nene inginer, pe dreapta, ia uitați. Aici stă un nene inginer pe care mi se pare că mi-a fost mie coleg de clasă. Da, și a tras dita mai Audi, pot să zic, a tras dita mai
mașina, dar mai limuzina, dar da, își permite omul fiecare acum cu banii lui. E frumos tare mașina aia. Frumoasă, pardon. Și da, pe aici ieșim tot la fel la drumul principal. E destul de fain făcut drumul ăsta. E mai bun decât celălalt pe unde am intrat. Bine, de regulă pe aici intră lumea. Chiar și domn primar, dacă vine din partea aia, se oprește aici și o ia pe la vale. Ia uitați, e destul de interesant făcut. Și da, pe la stânga aici, ia să intrăm, să ieșim de fapt, pardon, de pe drumul ăsta și vine vreo mașină, hai că nu vine nimeni. Am ieșit și pe stânga este un profi, ia uitați. Un profi, banca este tot aici, bineînțeles, mai sunt câteva locuri. Bine, câteva apartamente, vreo 4 sau 5 apartamente în clădirea asta și profiul jos la parter, bineînțeles. Da, cam ăsta este satul, asta e comuna pe care v-am prezentat-o, în care o să-mi desfășor eu activitatea cu ferma. Ia să-i mai dăm și acum talpă un pic cu merțanul. Băi, consumă mult tare, cred că e și vechi. E și vechi, n-am nici DPF, n-am nici IGR la el, deci n-are cam nimica. Să vă zic, l-au scos băieții pentru că se strica tot. Avem 150 cu merțanul, eu tot îi dau talpă, bă, dacă te mai dau, că mi-e cam frică să-i dau tot în față. Dar cred că o să mă opresc și o să o iau înapoi. Ia să vedem noi. Ia să o luăm noi la stânga. Hop, pentru că mă duc prea în față și noi ies din sat și n-am ce să fac pe acolo. Pentru că până în celălalt sat mai am vreo câțiva kilometri. Până în cealaltă comună, de fapt. Ia să dăm noi un semnal la dreapta și să ne băgăm pe drum. Hop, ce-i nasol cu boschetele ăsta, dar n-ai ce să-i faci. Și să-i dăm blană și pe aici. E fain că avem drumurile drepte prin comună pe la noi. Și n-ai nicio treabă, ai drumul drept, îi dai blană când vrei. Dacă ai chef de o liniuță, ai pe unde să o faci. Na, fiecare. Aici este o moară, care nu știu ce mai, dacă mai funcționează sau nu, dar nu cred. Și na, cam așa arată comuna, e destul de interesantă, să vă zic. Cam asta-i. Acum ajungem direct acasă. Imediat ajungem, uitați, am și ajuns de fapt. Ia să băgăm merțanul în curte un pic. Pac, și am ajuns. Bă, uite că am uitat să închid porțile, băi băiatule. Cum să uit eu să închid porțile la fermă? Da, bine, cine intră să fură un tractor, pe bune acum. Ia să parcăm noi aici merțanul și să-l oprim. Cam atât a fost, jupăinilor, și cu acest minunat episod, cu primul nostru episod din noua noastră serie de roleplay. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l apreciați cu un mare, mare like și, bineînțeles, cu un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.